Universitatea Dunărea de Jos din Galați a inaugurat o hală de microproducție în care studenții și cercetătorii de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică vor putea dezvolta proiecte în domeniile de vârf ale tehnologiei. Un alt obiectiv avut în vedere de conducerea universității este dezvoltarea de parteneriate cu companiile din mediul privat. Hala de microproducție va permite derularea de proiecte comune cu beneficii atât pentru universitate, cât și pentru firmele care doresc să se implice în activitatea de cercetare și dezvoltarea de noi produse. Noi trebuie să convingem companiile, mai ales cele de vârf, că se poate lucra cu universitatea, că avem oameni, că avem know-how, că avem tehnologia necesară. Asta ne aduce două avantaje principale. În primul rând, că formăm specialiști care se încadrează la nivel de competențe direct în ceea ce se cere în realitate, adică în viața reală. Asta fiind o misiune importantă a universității. Și în a doua parte, urmărim și eficientizarea investiției făcută de universitate în acest loc. Pentru că o investiție ca orice alta trebuie să producă și noi vom produce. Adică va fi o sursă de autofinanțare. Va fi o sursă de autofinanțare. Chiar în ziua inaugurării halei de microproducție, Universitatea Dunărea de Jos din Galați a încheiat un parteneriat cu Blue Space Technology, o companie ce produce echipamente destinate în special industriei de apărare și comunicațiilor speciale, echipamente care au nevoie de un nivel superior de protecție a securității informațiilor. În baza contractului de colaborare, de parteneriat pe care îl avem cu Universitatea Dunărea de Jos, practic facem un transfer de know-how și asigurăm baza de formare a studenților în domeniul microelectronicii pe specialitatea de tempestizare a unor dispozitive electronice. La ce, cu ce începem, pentru că este doar un început ceea ce vedem în momentul de față, este procesul de tempestizare, de ecranare electromagnetică, mai pe înțelesul tuturor, al tastaturilor ca parte a unui echipament electronic mai complex. Studenții gălățeni au putut deja să ia contact cu noi parteneri din mediul privat și să vadă cum se execută o serie de operațiuni în procesul de securizare a echipamentelor informatice. Hala de microproducție va juca un rol important și va fi folosită și pentru activitățile de practică pe care studenții din cadrul facultății le derulează în timpul anului. De exemplu, avem în sală zone în care se va face practică pentru studenți, zone în care se va face cercetare la cele patru departamente ale facultății noastre și sunt și zone în care se va face cercetare, cum sunt aparatele pe care le vedeți aici, sunt pentru cercetare, sunt aparate dedicate unor proiecte internaționale. Hala de microproducție a Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică este o componentă a unui proiect de cercetare și inovare mai amplu în valoare de 1,2 milioane de euro.